a vorbit despre filmul Andrei Rubliov este mult. Sigur că dacă veți dori să știți și să înțelegeți mai multe, vă recomand cartea mea, Tarkovski, filmul Ca rugăciune, unde dezbat pe larg și analitic din mai multe perspective poetica lui Andrei Tarkovski, poetica sacrului la Andrei Tarkovski. Noi închinăm acest ciclu de filme patriotismului și eroismului, deci avem aceste teme care ne interesează. Și un film ca Andrei Rubliov este atât de complex încât tematicile din perspectiva cărora poate fi abordat sunt practic inepuizabile. Și atunci nu este o problemă, nu e o dificultate de a îl aborda și din perspectiva eroismului și a ideii patriotice. Bun, va trebui totuși să vă spun câteva cuvinte despre film în general. Nu bănuiesc că sunt oameni care totuși știu de ce au venit, au auzit de Andrei Tarkovski, probabil au văzut mai multe filme de Andrei Tarkovski. Poate că mulți dintre dumneavoastră sunteți la o revedere a acestui film, nu? Deci nu cred că e ceva nou. Așa este? Ați mai văzut Andrei Rubliov? Nu. Ați mai văzut filme de Andrei Tarkovski? Da. Da? Da, bun. Deci este și da și nu. Înseamnă că vom vorbi și pentru da și pentru nu. Deci și mai mult și mai puțin. Bine, Andrei Tarkovski e unul din regizorii reper al cinematografiei mondiale. Este considerat un Shakespeare al cinematografiei. Deci unul din mari... poate mulți își consideră cel mai mare regizor, mă rog, de spune, al istoriei cinematografului, alții, mă rog, e greu de făcut topuri, dar oricum este din topurile absolute, pentru că el a reușit să spună prin film mult mai mult decât se spune de obicei prin film. Chiar tatăl lui spunea, marele poet Arseni Tarkovski, Andrei, ceea ce faci tu nu este film. Adică este mai mult decât film, adică este rugăciune. Da, și el a spus, de fapt a spus-o un critic de film francez, că Andrei Tarkovski se roagă făcând cinema. Și așa este, a confirmat, da, filmul este rugăciunea mea. Nu, mă rog, orice rugăciune, ci este o operă de artă care, ca un organism viu, cum a văzut și aseară, care îi îndeamnă și pe alții la rugăciune, de fapt întreaga echipă de filmare cum lucra la realizarea acestei stări speciale, divin-umane, în care toată drama existențială pusă în scenă converge cumva către pronia dumnezeiască, se unește cumva cu pronia dumnezeiască, deci vedem cumva rațiunile divine fiind luminate, mozaicat de diferitele fațete ale acestui film, de diferitele secvențe ale acestui film și toate convergând către o idee unică, bine, nu polifonic, desigur, dar către o idee unică, risipindu-se, ca să zic, Nouvelle Vague, noul val francez de pildă sau în alte curente care mai vorbesc, nu curente, ci filme care încearcă să mai vorbească despre divinitate, în general despre Dumnezeu, dar o fac într-un mod mozaicat, negăsind cuvântul acela unic. Ei, Tarkovski a avut genul să îl găsească și să-și pună și geniul artistic în lucrare pentru a crea niște filme și de mare profunzime și de foarte mare folos duhovnicesc pentru multe generații. Foarte mulți actori sau prieteni de-a lui care au participat la realizarea acestor filme au ajuns ulterior la biserică. Filmul ieșit pe ecran în 1966, deci era o perioadă de maximă prigoană ateistă în Uniunea Sovietică, la fel ca și la noi, deci era o nebunie să faci un film pe o temă religioasă sau pe tema unui sfânt. Și totuși filmul ăsta s-a făcut. Bine, Andrei Tarkovski a debutat în lungmetraj cu Copilăria lui Ivan, care este un film de război, dar și un film despre copilărie, un film despre o copilărie sfârșiată de război, în care sigur că exista o temă pacifistă,
și ceea ce nu a plăcut regimul, oricum Tarkovski ținea la pacifism, dar și o temă eroică, pentru că copilul din film se simțea un erou, simțea nevoia să se jertfească pentru colectivitate. Deci tema aceasta eroică l-a urmărit pe Tarkovski de la primul său film, dacă ne gândim la Copilăria lui Ivan, până la Sacrificiul, unde avem aceeași temă dezvoltată, tot în ideea de sacrificiu al unui erou, al unui om oarecare, care simte nevoia să facă ceva pentru comunitatea pe care o simte moarte spiritual și pe sine se simte mort spiritual și vrea să renască și atunci simte că trebuie să se sacrifice pe sine pentru a mântui lumea. Chiar de la filmele din facultate ale lui Tarkovski, această idee era prezentă în filmul Compresorul și Vioara, filmul de studenție, era tot un băiat care încerca să ia apărarea unei fetițe, deci de un băiat micuț, un violonist, și care de la cel, deci chiar copil fiind, Tarkovski avea această obsesie, de fapt. Și Marina Tarkovski, sora lui, povestește că, uite, în copilărie îi despărțeau vreo 4 ani, mă rog, deci se jucau oarecum împreună, Marina era mai mică, erau diferite găși de copii vagabonzi între blocuri, deci Tarkovski născut în 32, era o perioadă, erau foarte mulți copii orfanii, de, mă rog, ai prizonierilor luați în gulag, ai soldaților morți în primul război mondial. Oricum era o perioadă dramatică atunci pentru Rusia, o perioadă de pauperitate și exista și multă violență socială și Andrei, la vârsta de 7-8 ani, se arunca în bătaie cu alți copii pentru a-și apăra sora, de pildă, adică și se bătea nebunește, deci avea și el de mic această obsesie de a face bine celor din jur fără să-și prețuiască propria viață. De fapt, se știe că și filmele pe care le-a făcut, mă rog, risca tot ce era nevoie. La un moment dat, într-un film, a încercat, în Andrei Rumbleov, a încercat un cal nărăvaș, a căzut de pe cal, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Călăuza a fost filmat parțial într-un combinat chimic dezafectat, unde toți se simțeau foarte rău. N-a renunțat la filmări, ulterior s-a îmbolnăvit de cancer. Deci Tarkovski a suferit și a și murit de cancer la plămâni și soția lui și Anatolii Soloniț, în eroul principal din același film, ca și din filmul din seara aceasta, toți s-au îmbolnăvit de cancer la plămâni. Se consideră că datorită șederii prelungite în acea locație, nu cred că Andrei Tarkovski, dacă ar fi aflat, nu știa atunci ce se întâmplă, dar dacă i s-ar fi spus, nu cred că ar fi renunțat să facă filmul. Și așa obținuse cu greu locația respectivă și inițial exista, fusese realizate alte locații care au fost abandonate. Filmul a avut o poveste foarte lungă și dramatică. Deci era un om care, când pornea pe o idee, mergea până la capăt, chiar dacă existau impedimente majore de orice natură materială, încerca să-și realizeze ideea, ideea fiind una spirituală, desigur, și fiind vorba de un ideal. Bine, deci suntem în anii 60, când nu se punea problema, desigur, de a face film religios sub nicio formă, anul dimpotrivă propaganda ateistă, dacă vrei, cât se poate, deci asta era singura variantă de a prezenta religia sau clerul sau pe Bun Sfânt și s-au făcut destule filme, în general proaste, de genul acesta. Nici Andrei Tarkovski nu se poate spune că era pasionat de evul mediu rusesc pe atunci. Era un tânăr rebel, în sensul că se simțea mai apropiat de Occident, de ideile de libertate venite din Occident și niciun caz nu îi plăcea duritățile regimului socialist, era interesat de muzica occidentală, de, mă rog, discurile cu, știu, Rolling Stone și altele care ajungeau pe furiș în Rusia și miliția îi urmărea pe cei care le distribuiau pe ascuns, deci era
un dandy purta blugi într-o perioadă când iarăși nu era voie, deci erau urmăriți în Uniunea Sovietică cei care purtau blugi, plete și așa mai departe, deci curentul hipiot din Occident era văzut ca o simpatie față de capitalism, deci era ceva foarte cum nu trebuie într-o țară socialistă. De fapt și la noi a existat aceste tendințe, dar nu atât de puternice ca în Uniunea Sovietică. Bun, deci ce căuta un astfel de tânăr, rebel și cu interese occidentale? De fapt, el deja ecranizase Faulkner, era interesat și de literatura occidentală. Cum au ajuns interesele lui către Rusia medievală și către un subiect aproape necunoscut? Ei, trebuie să recunoaștem, ideea de a face acest film, Andrei Rubliov nu-i aparținea lui, stătea într-o cafenea la masă cu prietenul său Andrei Concealovski, cu care a realizat și scenariul acestui film, și era un grup de studenți de la VGIC și studenți și absolvenți, era deja absolvent și era deja premiat, era deja un regizor purtat că luase mari premii pentru copilăria lui Ivan la Cannes. Și un tânăr regizor de animație de la masa vecină, tot de vârsta lor, așa le-a spus întreagăt că trebuie făcut un film despre Andrei Rublov. Lor le-a picat așa, li s-a aprins un beculeț, a scria un astfel de scenariu era teribil de greu, dar au zis hai să o facem. După aceea colegul lor s-a cam supărat pentru că ar fi vrut el să facă filmul ăla, între timp filmul a apărut, deci nu mai avea rost să se facă un alt film. Prima dificultate, și o dificultate imensă, era că nu exista bibliografia. Deci nu exista material hagiografic suficient, adică noi vedem uneori, ne scăldăm în hagiografii și tot nu ne prea iese un film de calitate sau un roman de calitate despre un sfânt, pentru că e greu. Din multe motive este greu. Deci, din motive, mă refer, care țin de filonul creator, adică din motive intrinsești, nu neapărat din motive de producție, de bani și logistică, așa mai departe, dar e greu să te apropii de o astfel de temă. Pe atunci, despre Andrei Rubliov erau doar câteva, deci un paragraf scurt scris în Marea Enciclopedie Sovietică, era tot ce exista ca text scris. Se știa că pusese un iconar din, mă rog, evul mediu, că făcuse câteva lucrări importante, că uite, era cinstită memoria la mănăstirea Andronicov din Moscova, că realizase pictase câteva frește păstrate în bisericile Kremlinului, încă câteva se mai păstraseră prin alte părți ale Rusiei, puține, informații minimale, se știa că era unul din sfinții tăcuți, spuneau rușii, nu spuneau isihași, deci legați cu legământul tăcerii, asta este foarte important, așa, și cam atât. Și atunci a face un astfel de film despre un personaj cu o biografie aproape necunoscută era, mă rog, un pariu aproape ratat, și totuși filmul a ieșit genial. Geniul regizorilor, în primul rând scenariștilor, deci Tarkovski și Concealovski, a fost, deci care, bine, el a fost oarecum provocat de circumstanțele exterioare care îi obligau la o anumită conduită narrativă, la un anumit mod de povesti, dar asta a ajutat foarte mult și dinăuntru. El nu l-a pus pe Andrei Rublov ca personaj central, ca motor al acțiunii. Și asta este foarte bine. Deci noi avem o frescă a Rusiei medievale și un personaj, Andrei Rubliov, e apărând din când în când ca martor la această frescă. Momentele când el devine personaj de acțiune sunt către sfârșitul filmului, deci când apar niște acumulări destul de mari și când într-adevăr el își spune cuvântul. Altfel, momentele când el cuvântă, deci în sensul că devine activ, sunt puține. Veți vedea, filmul este compus din mai multe nuvele, ca să spunem așa, nuvele cinematografice, deci are o structură de roman. Un film de obicei se desfășoară pe structura unei nuvele, care o structură simplă, o structură narrativă cu, mă rog, o acțiune lineară, de obicei, centrată în jurul unui personaj.
romanul poate avea mai multe personaje principale, mă rog, și viețile lor se pot povesti într-un mod mozaicat în funcție de, știu eu, strategia naratorului. Cam așa este și aici, veți vedea, o povestire de tip mozaicat, care ne ajută foarte mult să intrăm în epocă și să înțelegem că nu putem să ne identificăm cu personajul principal, pentru că dacă avem un personaj principal care este și activ, de obicei publicul tinde să se identifice cu el. A te identifica cu un sfânt e, poate că nu este la măsura noastră, poate că nu era nici la măsura autorilor scenariului și atunci scenariștii au avut marele bun simț și marea intuiție de a schimba centrele de greutate, astfel încât să poată vorbească despre un sfânt fără să încearcă să-i ghicească ideile, cuvintele, sentimentele la care și-au dat seama că nu au acces nu doar din punct de vedere hagiografic sau istoric, ci și din punct de vedere ontologic, ființial. Adică își dau seama că ei nu sunt la acea înălțime. Asta este foarte important, altfel e așa un film catastrofă. Un film bombastic, propagandistic, bazat pe cultul personalității și așa mai departe. Bun. Din această frescă istorică eu o să vă citesc pe scurt un fel de rezumat, pentru că filmul, fiind destul de lung, e un film de două serii care durează 3 ore și având o structură mozaicată, la un moment dat puteți pierde șirul și la fel cum facem când mergem la operă și citim libretoul înainte, lucrul acesta ne ajută, deci noi nu suntem în fața unui film prin acesta superficial, unde dacă divulgarea acțiunii îți scade satisfacția de a degusta filmul, dimpotrivă ne ajută, pentru că filmul are atâtea straturi încât fiecare dintre dumneavoastră va degusta un anumit aspect al lui. Bun, de aspectul eroic v-am vorbit în general la Tarkovsky, în cadrul, știu eu, filmografiei tarkovskiene, a fost una din ideile lui directoare. Eroism în acest film nu găsim la modul direct de la început, pentru că, în primul rând, avem în față o Rusie încă necentralizată, încă sfâșiată de războaie fratricide între diferite clanuri voievodale, cum se întâmpla și la noi în Evul Mediu, timpuriu și mediu, când diferiți cneși luptau pentru putere și unii dintre ei se aliau cu dușmanul, adică cu tătarii, cu cu hanul tătăresc sau cu alți conducători mai mici ai tătarilor, pentru a accede mai ușor spre putere, ucigându-și eventual fratele de sânge. V-am vorbit alaltă ieri iarăși de Sfinții Boris și Gleb, care, uite, sunt sfinții întemeietori ai culturii ruse, culturii istorice și spirituale, deci stau la temelia, să zicem, modelului antropologic rus, tocmai că sunt doi sfinți frați de sânge care au refuzat să se ucidă unul pe celălalt așa cum li s-a impus și au preferat să moară. Ei, în filmul acesta vedem tragedia acestor lupte fratricide la care Andrei Rubliov asistă neputincios și și în urma cărora poporul întreg suferă datorită invaziilor hoardelor tătărești, pentru că unul din, să zicem, cei doi frați voievozi vând cheile cetății tătarilor, care intră și trec prin tăișul sabiei cetăți întregi. Bun, în această perspectivă tragică, ideea sfârșitului lumii și a judecății de apoi se naște foarte firesc. Oamenii apăsați de teamă simt această, o transpun, creștinii cel puțin o transpun oarecum în plan mistic și se gândesc în general cu folos la ideea judecății din urmă. O astfel de temă este impusă la un moment dat spre a fi pictată și lui Andrei Rubliov, însă personajul din film își pune problema oare este potrivit ca omul să fie îndrumat spre credință și se va întări el oare în credință doar motivat de frică, nu ar fi mai importantă iubirea de Dumnezeu? Și atunci el are mari probleme de conștiință în privința pictării
acestei judecăți de apoi sau a modului cum ar trebui ea pictată, astfel încât totuși Dumnezeu să nu înfricoșeze, ci să atragă prin blândețe și prin bunătate. De fapt, ideea aceasta, sigur că a simțit-o Andrei Tarkovski, într-o perioadă când el nu era declarat creștin sau conștient creștin, el a ajuns la credință mai târziu, dar acest mesaj al iubirii divine se simte în opera iconografică a lui Andrei Rubliov. Dacă știți mai bine un pic de iconografie, știți că a fost o mare trecere, o ruptură între iconografia până la Andrei Rubliov, care a fost dominată de Teofan Grecul, și Andrei Rubliov până la Teofan Grecul. Bine, influențele sigur că veneau, erau grecești, culorile întunecate predominau și liniile drepte și severe. Deci, de obicei, se picta un Dumnezeu judecător, aspru, deci atitudinile feței erau aspre, robuste, de o sfântă virilitate și care parcă te așezau în genunchi. Negrul domina, brunul și luminii erau foarte puține, deci mă refer la cromatică. Ei, Andrei Rubliov schimbă cu totul registrul cromatic, trece la culori deschise, negrul dispare cu desăvârșire, avem doar lumină. Teologii, care sunt și istorici ai iconografiei slave, consideră că este o influență directă a isihazmului. Isihazmul cam atunci ajunge în Rusia de la Sfântul Munte, deci călugării care pictează, vizitează înainte și Sfântul Munte și înțeleg trăirea isihazului ca o trăire a lui Dumnezeu în lumină. Și dacă îl trăim pe Dumnezeu în lumină, atunci așa să și pictăm. Și așa este pictată icoana Sfintei Trăimi, așa este pictată Maica Domnului, fondul este luminos, dar și fețele sunt luminoase, dar și veșmintele sunt luminoase, dar și ambianța este luminoasă. Sigur că din punct de vedere plastic e greu să pictezi lumină pe lumină, să pictezi personaje luminoase pe fond luminos. E mai simplu să iei, să dai cu negru, să conturezi și așa mai departe. Ei, lucrurile acestea le rezolvă foarte bine Andrei Rubliov, cum le va rezolva și mai târziu continuatorul său, monahul Dionisie de la Ferapont, este iarăși unul din marii iconari ruși. Și această schimbare a fost o schimbare fundamentală în iconografie și este specifică iconografiei ruse. La noi s-a păstrat linia grecească mai degrabă întunecată a reprezentării icoanelor. Bine, lucrul ăsta, vi-l spun, este un fel de paranteză față de film, dar Andrei Tarkovski, pentru ideea luminii, pentru ideea, dragostei de Dumnezeu și nu a fricii, avea ca indicii doar modul de picta a lui Andrei Rublov, atât. Deci putem crede că dialogul, unul din dialogurile importante din film, a fost inspirat de înțelegerea profundă a mesajului acestei iconografii de către un om care habar n-avea teologie. Așa. Deci asta ar fi un subiect. Vorbeam de eroism și deocamdată nu prea am punctat eroismul foarte clar în filmul Andrei Rubliov. Avem momente eroice către final, deci la început avem acest spectacol al fricii, al prăpădului, avem spectacolul măscăricilor care râd de cele sfinte și care sunt pedepsiți de niște călugări și de niște săteni locali și sunt dați pe mâna ohranei, adică a poliției voievodale. Era măscăriciul era prost văzut în evul mediu tocmai pentru că își bătea joc nu numai de Dumnezeu, dar și de puterile laice, de împărat și, mă rog, de orânduire și nu era foarte bine. Sigur că avea și uneori mima diferite scenete imorale, deci erau, să zicem, un reprezentant al artei minore, al artei stradale și acest model al măscăriciului este poare pus oarecum în contrapondere cu modelul artei înalte, al artei dumnezeiești. Deci avem odată artistul pus în slujba sacrului, pe de altă parte măscăriciul, un alter ego al artistului
pus în slujba sacrului, și anume artistul mundan, artistul subiectelor mici și vulgare, dar totuși un artist, dar totuși un artist. Ei, veți vedea iarăși niște secvențe în care Tarkovski pune în balanță aceste două, știu eu, moduri de a face artă, desigur cu mesaje foarte diferite. Bun, și tema eroismului, unde apare ea? Desigur, la făurirea clopotului. În final există un personaj, Borisca, sau fiul unui clopotar. Suntem într-un sat în care toată populația a fost decimată de o holeră și a murit și clopotarul, a rămas doar fiul clopotarului, iar marele cneaz a dat poruncă să se toarne un clopot minunat pentru decorarea catedralei pictate de Andrei Rubeau și ucenicii lui. Ei, de unde să iei clopotar dacă acesta a murit și tot satul este decimat? Acest Borisca se angajează să toarne marele clopot cu prețul vieții sale. Bine, era uzanța frecventă a epocii, sau o faci sau îți taie capul, ca la noi în basme, dar nu era doar în basme, era o realitate. Dacă ai promis un lucru ca meșter, sau îl făceai, iar dacă nu ți ieșea bine, stăpânul avea voie să te scurteze de un cap, cum se spune. Așa. Bun, Borisca face, acceptă această provocare, la sfârșit aflăm că el nici nu știa secretul turnării clopotelor, pentru că tatăl lui a murit fără să îi spună. Sigur că este un gest de mare curaj, acest gest. E un personaj excelent interpretat de actorul Ivan Burlaev, astăzi este directorul unui mare festival de film creștin din Rusia, Viteazul de Aur, și un mare iubitor și promotor al lui Andrei Tarkovski și al cinematografului creștin în general. Bun, deci acest gest eroic al lui tânărului Borisca îl stimulează și pe Andrei Rubleov. Andrei Rubleov până atunci amărât de suferințele din jur, amărât și de disprețul confraților. Confrații săi de mănăstire îl disprețuiau pentru că el acioase pe lângă sine o femeie necăjită, o femeie săracă cu duhul, pe care o salvase de bagiocorirea de către tătari. Ei, desigur că confrații călugări credeau că din alte motive, din motive păcătoase, o ține pe sărmana femeie pe lângă el. Rubleov nu dă explicații și impune legământul tăcerii, deci suportând și acest jug al dezonorării de către confrații săi, de asemenea suportând și amărăciunea de a vedea atâta jale pentru peste Rusia sa iubită, și abia gestul temerar al tânărului Borisca îi redă curajul lui Andrei Rubleov să vorbească. Această putere de a vorbi este o idee obsesivă la Tarkovski. Nu e ușor să vorbești, a vorbi e un gest de sacrificiu. În limba arabă mi se pare că a cuvânta este sinonim cu a lovi cu sabia, pentru că cuvântul poate fi ca o sabie, dar este și o jertfă a întrupa cuvântul. Bine, nu doar cuvântul Hristos întrupat, dar știm și noi uneori a conștientiza, a verbaliza, a mărturisi, a raționaliza un sentiment este uneori teribil de dificil. Ei, lucrul acesta îl resimte Tarkovski, o să, dacă veți vedea filmul Oglinda, acolo în special este mărturisit acest cuvânt. De fapt, este o obsesie a artistului în general, care este măcinat de emoții complexe pe care este de multe ori foarte greu să le exprime, și îți dai seama că această exprimare este o jertfă, o jertfă uneori, hai să zicem, de tipul pe viață și pe moarte pentru artist. Ei, Andrei Rubleov este și el un artist și pe lângă legământul tăcerii își luase și legământul de a nu mai picta niciodată. Sigur că confrații erau foarte triști pentru că el era un artist genial, recunoscut din timpul vieții și toată lumea ar fi vrut să picteze. De-abia gestul de curaj al lui Borisca îl convinge pe Andrei Rubleov să picteze din nou. Acum suntem la sfârșitul filmului și filmul până acum, pelicula până acum alb-negru devine deodată color și vedem
în sfârșit freștele reale a lui Andrei Rubliov într-o lumină din această diafană paradisiacă și simțim un fel de biruință a ortodoxiei peste veacuri, peste toate aceste suferințe și umilințe suportate de la musulmani, de pildă, în film, de la vitregia vremurilor, dar de ce? Desigur că tot datorită trădării între frați, adică la bază este trădarea cea care ne aduce în stadiul de a suferi din partea celor de altă credință. Cam acestea sunt momentele de curaj ale filmului, sunt momente discrete de curaj pe care nu le simțim imediat, momente discrete de eroism, ca să zic așa. Bine, cu eroismul trebuie să ne purtăm cu mănuși, pentru că el devine ușor bombastic și oamenii nu prea sunt înclinați spre eroi și atunci dacă li se impune astfel de temă, de multe ori sunt nesinceri pentru a-și face repede temele a se achita de subiect. Și atunci contează în primul rând sinceritatea apropierii de această temă și înțelegerea ei în contextul respectiv. Vorbeam despre patriotism de asemenea. Iarăși este o temă foarte delicată pentru că puțini îl simțim sau fiecare îl simțim într-un fel sau ne e frică să nu fim patetici când vorbim despre tema asta sau să nu fim bombastici sau să nu repetăm locuri comune care iarăși nu mai convinc despre pe nimeni și ni se spune să schimbăm canalul, să vorbim despre altceva, să fim mai sinceri, să nu plichisim sau să nu încercăm să evadăm în mod fals. Ei, sigur că și Andrei Tarkovski simte toate aceste pericole și atunci, cu toate că filmul este profund patriotic, mărturisirile de patriotism sunt rare. Uite, eu am rămas acum, uite, mi-am adus aminte de o scenă foarte impresionantă, într-o biserică pârjolită de tătari, tătarii, mă rog, era scena obișnuită, dau năvălesc tătarii, toată lumea se ascunde în biserica cea mai mare a orașului, care este zidită ca o cetate, cu pereți foarte groși, dar uite, tătarii încep să dea cu să spargă pereții sau să spargă ușa bisericii, năvălesc în cetate și trec prin foc și sabie pe sărmanii credincioși ascunși acolo. Ei, biserica deja are acoperișul spart, în biserică ninge în interior. Este foarte trist ca într-o biserică să ningă, pentru că înțelegem că, uite, deja biserica a fost distrusă, deci, bine, harul vine într-un fel, dar ninsoarea parcă nu e ceea ce trebuie. Totuși, o fresca Maicii Domnului a rămas în picioare și un soldat tătar vede icoana respectivă, e Maica Domnului cu pruncul și îl întreabă pe un ruș cine este aia, femeia aia, cu o privire foarte nedumerită. Păi e Fecioara Maria. Cum adică fecioară dacă are prunc în brațe? A, da, suntem în Rusia, la voi totul e posibil. Eh, cam așa stau lucrurile. Bine, în fiecare om își simte țara ca pe un tărâm al minunilor. Mai ales dacă suntem într-o țară creștină, fiecare om credincios își simte țara ca pe un tărâm de unde pot izvorâ minuni. Ei, mie mi se pare cea mai mare declarație de patriotism și de iubire de țară această scurtă replică. Veți mai găsi astfel de replici scurte, desigur, veți vedea dialoguri de jale dintre călugări Andrei Rubliov și confrații săi, tot pe tema destinului Rusiei, să mai să rămână la Rusie, tot timpul lovită și de tătar, dar și de rău, dar măcinată și de răutatea oamenilor care sunt așa cum sunt, ce viitor putem avea dacă suntem în felul acesta. Deci astfel de idei, sigur că rostite cu multă jale și într-o perspectivă eschatologică, cum ne va primi Dumnezeu într-o astfel de stare, cum ne vom prezenta la judecata de apoi, dacă suntem în felul acesta, sunt foarte prezente în film și este un tur de forță că totuși vă spun, la mijlocul anilor 60, niște actori obișnuiți cu ateismul reușesc să se apropie de credință și să-și o însușească cu atâta profunzime și vibrație cum veți vedea în film. Eu nu vă voi mai vorbi așa pentru că putem vorbi la infinit, dar vă voi citi, cum am spus, sinopsisul filmului, așa.
Subiectul, deci filmul este realizat între 64 și 66, realizat în maniera freșei istorice, filmul povestește viața celebrului iconar rus de la cumpana secolilor 14-15, Andrei Rublev. Acțiunea se desfășoară pe durata unui sfert de veac și este alcătuită dintr-un prolog și 7 părți. Prologul prezintă pe fundalul zidurilor albe ale unei catedrale zborul și prăbușirea unui țăran cu un balon de aer cald. Partea 1. Măscăriciul, în paranteză 1400. Trei călugări zugravi, Daniil, Kiril și Andrei, merg la Moscova spre a căuta de lucru. Pe drum se adăpostesc într-o casă țărănească unde un măscărici delectează mulțimea adunată. Denunțat de Kiril, măscăriciul este prins și arestat de gărzile cneazului. Partea a doua, Teofan Grecul, 1405. Andrei Rublev îl vizitează la Moscova pe Teofan Grecul, celebrul pictor iconar care îl invită să-i fie ucenic. Plecarea călugărului Andrei la Moscova declanșează o ceartă cu prietenul său Daniil și stârnește invidia fraților din mănăstire. Partea a treia, Patimile după Andrei, 1406. Pe fundalul metaforic al unei golgote înzăpezite, o golgotă rusă, urcată de un Crist rus și de cortegiul geluind al poporului, Andrei și Teofan, care lucrează de o vreme împreună, filozofează despre nedreptate și despre datoria artistului de a lumina ignoranța poporului. Crestul artistic al lui Andrei Rublev este amendat de mizantropia conștiinței obosite de suferințe a lui Teofan Grecul. Andrei Rublev asistă incitat la o sărbătoare păgână a dragostei. Pe atunci se mai păstrăsere multe reminiscențe păgâne, erau niște sărbători cum erau și la noi, să zicem, la Sânziene, înainte de creștinare, creștinarea poporului român, așa. Se numea Ivan Cupala, deci o variantă populară a praznicului nașterii lui Ioan Botezătorul, deci al nopții de Sânziene la român. Asistă la această sărbătoare păgână a dragostei și la înfruntările dintre păgâni și creștini. Partea a patra, judecata de apoi, 1408, angajat de marele cneaz să zugrăvească catedrala Bunei Vestiri, Andrei nu se încumetă să picteze judecata de apoi, crezul său fiind că arta nu trebuie să înfricoșeze, ci să ofere speranță poporului. După multe zicări, împins de presiunile arhiereului, Andrei începe să picteze. Versetele din imnul Paulin al iubirii sunt cele care îl inspiră. După terminarea catedralei, echipa de meșteri pietrari a lui Rublev se îndreaptă spre Zvenigoro să decoreze catedrala fratelui marelui cneaz, care este Jușman. Marele cneaz însă trimite gărzi în armate care atacă pe pietrari și le scot ochii. Obiceiuri populare specifice în epocă. Cel mai mare zugrav, cel mai mare meșter, dacă se lăuda că poate să facă încă o mănăstire mult mai frumoasă și mult mai luminoasă, risca să îi se taie mâna dreaptă. Deci avem în balada Meșterul Manole, nu sunt glume lucrurile acestea, am fost și eu în Caucaz de pildă și catedrala Svetitshoveli, una din, poate cea mai importantă catedrală a stâlpului de viață făcător, mi s-a arătat așa undeva sus în piatră, uite acolo este zidită mâna zugravului. Deci sunt lucruri pe care le putem lua drept legendă, dar se pare că se cam practicau. Pentru astfel de scene, Tarkovski a fost acuzat de unii de alții de, uite, prezentarea unei Rusii excesiv într-un mod excesiv de crud. Erau lucruri care se întâmplau, da. Judecata de apoi, 1408, angajat de marele cneaz să zugrăvească, asta v-am povestit. Partea a cincea, năvălirea, 1408, cu ajutorul marelui cneaz, tătarii cucerește cetatea Vladimirului, condusă de fratele acestuia. Ca mulțumire, hanul tătarii promite susținere la urcarea pe tron. Andrei asistă la silniciile tătarilor și la profanarea catedralei din Vladimir. Disperat în urma vederii atâtor suferințe, Andrei Rublovi se destăinuie în vis lui Teofan, care între timp murise, că nu mai crede în puterea transfiguratoare a artei, refuzând să mai picteze și să vorbească. Teofan Grecul îl sfătuiește să nu cedeze și să nu părăsească pictura. Partea a șasea, tăcerea, 1412. Întors la mănăstirea Andronicov împreună cu fata săracă cu duhul, sau Blajina, cum se numește în film, pe care o salvase de tătari, Andrei Rublev suportă disprețul confraților care îl bănuiesc că prin votul tăcerii se căiește de grave păcate. Toată comunitatea îndură foametea iernii în bajocura tătarilor cauzată de pogromurile acestora. Deci se știe că tătarii năvăleau în special toamna pentru a prădui toată recolta și atunci
creștinii și la noi, valahii, românii și rușii, sufereau de foamete cruntă în iarna respectivă. Partea a șaptea, clopotul 1423. Trimișii ocărmuirii umblă prin țara pustiită de ciumă să caute un meșter pentru turnarea clopotelor unei catedrale. Singurul rămas în viață, dintr-un sat întreg, este adolescentul Boris, fiul clopotarului. Băiatul se jură că numai el cunoaște secretul turnării clopotelor. Îi se încredințează lucrarea pe care de care răspunde cu prețul vieții. Andrei asistă la febra făuririi clopotului, care durează un an încheiat. Când lucrarea este gata, în fervoarea generală stârnită de dangătele clopotelor, Borisca se retrage plângând, totul a fost o minune, băiatul nu cunoscuse niciodată secretul turnării clopotelor. Impresionat de ardoarea cu care lucrează și de curajul acestuia, Andrei Iconarul îl consolează rupând astfel legământul tăcerii, Andrei reîncepe să picteze. În epilog vedem detalii color din celebrele frește ale lui Andrei Rubliov. Asta e tot ce vă spun. Dacă vreți mai mult, aveți aici cartea mea. Aceasta mai avem o carte despre Andrei Tarkovski care detaliază alte aspecte importante canonului Tarkovski. La sfârșitul filmului, filmul durează 3 ore, deci este 6 și jumătate, 9 și jumătate. Cine va avea răbdarea să îl urmărească până la sfârșit, poate vom mai avea un sfert de oră de discuții, nu mult că veți fi obosiți, dar dacă veți dori să mai puneți întrebări, să comentăm ceva, să cumpărați una din cărți de asemenea sau mai multe, vă voi sta la dispoziție la sfârșitul filmului. Bun, vă urez vizionare plăcută!